Vă spun bun venit. Este o întâlnire foarte importantă din punctul nostru de vedere. Astăzi va trebui să discutăm și să luăm și niște decizii importante, spunem noi, pentru ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. O să rup Costic în două, trei cuvinte să ne spună care este situația în momentul de față, după care trecem la ceea ce interesează, să spunem, în mod deosebit pe toată lumea, pentru că ceea ce se va întâmpla cu ocazia acestei negocieri ne influențează activitatea tuturor. Tot am discutat în perioada asta și de dosarele noastre cu DCM-urile. Nu, lasă, stau așa să pot să văd toți colegii. Eu sunt mai mic de statură, n-am avantajul tău. Avem până acum, până la intrarea în vacanța parlamentară, 79 de dosare finalizate, din care, din păcate, 4 le avem pierdut. Astea 4 se mă adaugă un băiat tot de la noi, de la IT, care a mers de unul singur și a pierdut și ea. Restul, celelalte, sunt câștigate, sunt hotărâri definitive. Cei care erau reîncadrați urmează cursul, ceilalți care au câștigat ulterior vor fi și reîncadrați. De asemenea, avem pentru recuperarea drepturilor, taberele care demarau cu o semnături, au constituit dosarele, au fost trimise către instanță și au început să vină numerele de dosar. Deocamdată n-au venit decât două. Nu i-am dat drum în teritoriul încă la numărul de dosar ca să nu, băi, de ce ăla al meu, unde e? Aștept să-mi vină și astăzi să mai vină unele și cred că în câteva zile probabil o să vină celelalte și facem cunoscut numărul de dosar la toate. Avem aproximativ 20 de dosare. Sunt din DTA, în DTM, comercial, deocamdată. Mai sunt în curs de rezolvare la DIR, la Viorel, la Măneasa și nu știu la URAC dacă până la urmă vor da drumul și ei. La astea 20 de dosare e posibil două dintre ele să se fragmenteze în două dosare datorită numărului mare de oameni, respectiv autobaza Titan și comercial, unde sunt foarte mulți și am pățit-o în perioada trecută. Eu sper să avem șanse cu dosarele astea și cumva să recuperăm din drepturi. Iar pe zona asta de avocați, de dosare în instanță, avem cele peste 250 de dosare cu LPI-urile, care acum au început să intre pe judecată după perioada aia de 6 luni de suspendare. Unele din ele acum au început să intre pe judecată. Și rezultatele la primele nu e satisfăcător în sensul că le-am pierdut la fond. Instanța a decis recuperarea banilor ale LPI-ului respectiv în cazurile astea. În mare, situația din punct de vedere al acțiunilor în instanță, așa stăm. Dacă sunt întrebări legate de anumite... și încă ceva. Am comunicat avocaților lista cu toți liderii la fiecare nucleu. În momentul în care vor primi număr de înregistrare, avocații cu liderul respectiv va comunica. Are nevoie de un document, are nevoie de ceva, liderul și liderul mai departe, ca să scurtăm cumva... Știți, mi-e telefonul fără fir. A sunat pe mine, a sunat pe liderul, să meargă mai repede. Numai în situația în care nu dă de voi, pe liderii respectivi, atunci intervin cumva și încerc să luăm legătura ca să ne mișcăm. La drepturile salariale de recuperare trebuie să ținem cont de un lucru. Că în momentul în care instanța mi va solicita ca în termen de 10 zile să aducem documente, să facem estimări de prejudicii sau alte drăcii, cum am pățit-o data trecută, în alea 10 zile trebuie să ne mișcăm ca draci, mă scuze, femei de la față. Dacă ratăm treaba asta, se poate rata și dosar, ca să fim clari. Și avem din experiența dosarului trecut. Mai departe, vom discuta la momentul respectiv, când ele vor fi toate demarate, vom discuta și de costuri și de expertize, vedem ce se întâmplă cu ele, cât, cum și în ce fel. Acum, la momentul ăsta, nu putem doar să estimăm niște lucruri, dar nu putem intra într-o discuție dacă nu avem toate datele. Deci, în mare, legat de acțiune în instanță, așa asta. Vă propun să trecem, practic, la discuția de fond și anume propunerile fiind de negociere a contractului colectiv de muncă. În primul rând,
noi am propus, deci, modificarea, clarificarea și corelarea contractului colectiv de muncă cu legislația în vigoare, da? Mă refer atât la Codul Muncii, cât și la celelalte legi care au apărut legate de concediu paternal, alte modificări, discriminare și așa mai departe. De asemenea, am considerat că este important să clarificăm anumite articole din contractul colectiv de muncă care ne-au creat probleme. Vreau totuși să fac și această precizare că noi am ținut cont și de toate propunerile care ne-au venit din teritoriu. Nu mai comentez foarte mult pe tema asta, dar am ținut cont și o să vedeți că cei care ați făcut acest lucru, adică ați trimis propuneri, propunerile se regăsesc într-un fel sau altul în aceste propuneri. De asemenea, am propus modificarea cuantumurilor pentru tichetele sociale, ajutoarele sociale, ajutoare de deces, bilete de odihnă și tratament, boli profesionale. Toate aceste lucruri, poate pentru unii înseamnă o sumă considerabilă sau un procent considerabil, probabil că așa va considera administrația. Noi am zis că în funcție de cazuistică și de ceea ce înseamnă, să spunem, puterea de cumpărare, sunt niște sume decente care pot fi acoperite din acel fond social de către societate. Iarăși, de data asta, o noutate. Am încercat anul trecut, nu am reușit din cauza contextului în care noi am discutat. În momentul de față, directorii, vorbim de director și director general adjunct, nu se regăsesc în anexa 2, în ceea ce privește limitele de salarizare. Și ați văzut, spre exemplu, surpriza surprizelor, ce a însemnat acea fițuică, nu? Care a ajuns în mass media și cam cum stau lucrurile. Nu e o problemă asta, dacă lucrurile sunt corecte și activitatea impune acel salariu, trebuie să existe transparență. Despre asta vorbim. Așa cum noi, cei care semnăm contractul colectiv de muncă, stabilim niște reguli, eu vreau să știu că atunci când semnez contractul, știu ce va face mai departe și ceilalți care se numesc directori sau director general adjunct. Lucrul ăsta probabil că va crea o oarecare sensibilitate și supărare, dar din punctul nostru de vedere este perfect legal și normal să se întâmple acest lucru. Peste tot ceea ce v-am spus, da, noi trebuie să gândim, să spunem, și o indexare care să acopere, să spunem, rata inflației. Asta nu înseamnă că dacă s-ar putea rezolva de două ori sau de trei ori mai mult, ar fi un lucru rău. Dar tot ceea ce v-am spus eu până în momentul de față, tot ceea ce o să regăsiți dumneavoastră în mapa de prezentare, sunt lucruri care trebuie argumentate și justificate. Nu ne ducem acolo numai că pozăm și vrem, avem noi un moft și vrem aia sau aia sau aia. Toate lucrurile astea noi trebuie să le argumentăm. De aia am spus că noi ne fundamentăm toate propunerile pe argumente. Așa cum am promis, și discuția de astăzi și discuția care va urma în momentul când vom trage linie, ne vom întâlni în aceeași formulă și vom decide dacă semnăm sau nu contractul colectiv de muncă. Nesemnarea și neînregistrarea contractului colectiv de muncă înseamnă demararea conflictului colectiv de muncă. Legea de adăugului social prevede ca noutate de data asta, în situația în care, după ce ai declanșat conflictul colectiv de muncă și ai ajuns, să spunem, la greva propriu-zisă, sunt două variante. Varianta în care nimeni nu face vreo sesizare care avea vreo bănuială că greva este ilegală și conflictul curge, sau situația în care angajatorul consideră că greva este ilegală și face sesizare la instanță. În momentul când ajungem la instanță, cu toate documentele și cu tot ce înseamnă, instanța se uită și spune greva este conformă, deci ai respectat toți pașii, sau este neconformă. Asta este noutatea și avantajul. Când îți spune că este neconformă, ai la dispoziție 24 de ore să te conformezi.
Adică să spui ce nu este în regulă. Nu știu, n-ai strâns două semnături, n-ai făcut nu știu ce, nu contează. Dacă te-ai conformat, n-ai probleme. Dacă nu te-ai conformat, greva este ilegală, se suspendă și am încheiat discuția. Adunarea Generală STB mandatează biroul executiv ca, în funcție de evoluția evenimentelor pe parcursul negocierilor colective, să stabilească o strategie privind finalizarea și încheierea unui nou contract colectiv de muncă după informarea fiecărei filiale cu privire la rezultat. Așa cum spuneam, înainte de a ne vedea în adunarea generală, fiecare filială va avea un punct de vedere. Vor discuta ca să nu venim aici să discutăm contradictoriu. Înainte de semnarea contractului colectiv de muncă STB-SA, rezultatul va fi prezentat și validat în cadrul unei adunări generale STB, care va lua cu o decizie de semnare sau nu a CCM-ului. În situația în care adunarea generală STB decide nesemnarea contractului colectiv de muncă, se vor demara procedurile de declanșare a conflictului colectiv de muncă, cu respectarea tuturor pașilor prevăzuți de legea 367/2022 a dialogului social, și anume conciliere, mediere, arbitraj, grevă de avertisment, greva propriu-zis. Bun. Acum, să vedem când se vor demara discuțiile cu privire la negocieri. Deci săptămâna asta, noi am făcut o adresă către administrație, pentru că, conform legii, părțile, fiecare dintre părți, are dreptul să solicite începerea negocierii contractului colectiv de muncă. Obligativitatea este a angajatorului. Noi am făcut această adresă către administrație, am făcut informare și către ITM să vedem ce se întâmplă. Mai mult de atâta, deocamdată noi nu putem să facem. Probabil, dacă ITM-ul va veni, va constata că nu au respectat legea, va primi o amendă. Mai puțin ne interesează pe noi treaba asta, noi vrem să demarăm negocierea noului contract colectiv de muncă. Încă nu știm care sunt și propunerile administrației. Pentru că propunerile administrației o să le primiți pe filiera asta a noastră, nucleu sindical, și o să luați la cunoștință și ce propun ei. Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună în continuare și să auzim de bine!